Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața, de ziua copilului, să vorbim despre viitor, pentru că asta înseamnă, în esență, copiii, viitorul, nu? Viitorul societății noastre. Ei bine, din acest punct de vedere, viitorul nu arată prea grozav pentru România. Natalitatea e în scădere continuă. Dacă în 1967 s-au înregistrat 500.000 de nașteri, iar în 1989 au fost aproximativ 400.000, anul trecut au fost doar vreo 186.000. Deci mai puțin de două ori, adică o scădere dramatică. Scădem și scădem repede. Da. De altfel, anul trecut s-au născut în România cei mai puțini copii din 1930 și până azi. Aceste scăderi au deja consecințe dramatice asupra modului în care va funcționa societatea în câțiva ani, doar că nu le percepem noi. Sociologul Gelu Duminică este în direct cu noi. Bună dimineața! Bună dimineața! Ați spus recent că, și vreau să vă citez, suntem cam pe ultima turnantă până când ne vom izbi de realitatea demografică. Șocul resimțit de cedarea sistemelor va fi năucitor. Am încheiat citatul. Puteți să ne explicați? Păi da, dau doar un simplu exemplu. Gândiți-vă că după 1989, sistemul educațional din România avea cam 400.000 de cadre didactice la o populație de vreo 5 milioane de elevi. În momentul de față avem vreo 350.000 de cadre didactice la o populație de 3,2 milioane de elevi, ceva de genul ăsta. În viitorul foarte apropiat, populația va ajunge la 2,2 milioane de elevi, ceea ce va însemna că cel mai mare angajator al statului, respectiv sistemul de educație, va trebui să concedieze oameni sau să regândească sistemul. Sau de ce? E mai bine, mai mulți profesori la mai puțini elevi. Crește calitatea educației, nu? Sau să regândească sistemul, dar asta trebuie făcut de acum. La fel și în zona socială, la fel și în zona de pensie. În momentul de față, sau anul trecut, un pensionar era susținut cam de persoană activă, în medie. În vreo 10 ani, patru pensionari vor fi susținuți de pe o persoană activă. Deci 1-4 se simtă proporție. Acum avem taxare de 50% și gâfâim pe sistemul de pensii. Închipuiți-vă ce taxare va trebui să avem peste 10 ani dacă putem să ținem toată șandramaua. Da. Dar care sunt motivele acestei scăderi demografice la niveluri atât de dramatice, constante, ani la rând, decenii la rând? Multe, multe, dar ține și de sistemul de educație, ține și de dezvoltare, ține și de dorința de a face copii într-o țară în care se schimbă foarte multe lucruri plus deodată, de corupție, de trendul european, de mulțime, sunt foarte multe elemente, n-ar fi unul care este mai important decât celălalt. Problema este ce facem, pentru că chestiunea asta nu vine așa neașteptată. În 2009, în raportul Comisiei Prezidențiale privind analiza riscurilor demografice, spuneam lucrurile astea, toți. Coordonator profesorul Marian Pred, actualul rector al universității. Și eu, făcând parte din echipă, alături de oameni mult mai deștepți decât mine în zona demografică și sociologică, dar veneam și traseam tot felul de idei pe multe zone. Cum să folosim mediul rural mai bine? Cum să folosim migranții? Cum să susținem zona asta de vulnerabilitate, astfel că din pasiv să-i transformăm în activ? Pentru că toate aceste lucruri se adaugă la greutatea asta demografică pe care o avem. România cu o populație de 15 milioane și cu 20% săraci nu va rezista. Cu o populație îmbătrânită. N-are cum să reziste. Efectiv n-are cum. Ce înseamnă n-are cum să reziste? Ce înseamnă asta? Păi înseamnă că sistemul de pensie, spre exemplu, da, va ajunge, da, chiar dacă ai contribuit 30 de ani, da, vei ajunge să iei, în cel mai fericit caz, o pensie cu putere de cumpărare de 100 de euro. Simplu. Ce înseamnă asta? Înseamnă sărăcie. Ce înseamnă sărăcie? Înseamnă anomie. Pentru că în ciuda, o secundă să dau explicație aici, pentru că în ciuda a ceea ce credem cei mai mulți dintre noi, atunci când contribui la pensie, nu înseamnă că cotizezi pentru pensia ta viitoare, ci plătești pensiile care se încasează acum. E solidaritate socială. Iar când noi vom intra în pensie, sau mă rog, când cei care plătesc acum ajung la pensie, ei vor trebui să ia bani de la cei care vor munci atunci. Și atunci, dacă ei vor fi mai puțini... Dacă există. Bun, pare o sarcină totalmente insurmontabilă, aș spune. Adică au trecut 11 ani. Nu trecem prin ceva nou. Mai toate sistemele din vest au trecut prin așa ceva. Însă au regândit sistemele,
da? Inclusiv sistemul de migrație. România are cam cel mai refractar sistem de migrație de la nivelul Uniunii Europene. Vă referiți la imigrație, nu? Imigrație, exact. Da, la imigrație, da? Asta înseamnă că în momentul în care străinul vine la noi, încep la pucă plânsul, nu că și-a dorit să vină pe aici. Da, e, dacă nu facem țara asta atractivă pentru forța de muncă disponibilă la nivel global, nu vom reuși să ne echilibrăm pentru că acest lucru cu resurse interne. Pentru că asta au descoperit și nemții înaintea noastră, și francezii, și grecii, și toți cei din vest. Germania, Germania postbelică este un caz de manual. Ei s-au confruntat cu un gol demografic uriaș, evident, postbelic, și atunci au deschis porțile, au avut imigranți în foarte, foarte mulți din Turcia. Dar acum, când a fost criza migranților, acum câțiva ani. Bun, dar asta s-ar putea aplica și în România, o astfel de politică de deschidere a porților? Cu mentalitatea actuală și cu politicienii actuali, puțin probabil. Pentru că, din ciuda faptului că România are cea mai mare diaspora activă la nivel european, în Europa, după Siria, da, suntem cam cei mai refractari privind străini. Adică noi încă trăim în cultul Mioriței, în care străinul care vine aici ne vrea oile, că sunt mai, și că noi avem oi mai multe, mândre și cornute. Da, și toate sondajele de opinie din 1990 până în momentul de față arată cote alarmante privind încrederea pe care o avem în străin și în celălalt. No, deci puțin probabil, mai ales în condițiile, și subliniez și faptul că avem un partid extremist care capitalizează destul de mult această zonă, dar puțin probabil. Însă, din punctul meu de vedere, soluția pe termen scurt asta este, pentru că altă soluție pe termen scurt nu văd a fi. V-aș întreba acum, asta e ultima întrebare, cunoscând cum arată clasa noastră politică, cât de refractare e societatea, care sunt limitele, inclusiv culturale, ce șanse dați unui proiect real de reversare a trendului demografic în România în următorii ani? Dacă există voință, se pot schimba și munții. Însă în momentul în care există voință politică și lideri care să-și asume povestea asta. Eu cred în potențialul pe care România îl are, dar numai că trebuie să fie susținut de clasă politică care să se uite și la lucrurile care contează, nu numai la votul de mâine. Din păcate, noi am avut politicieni care s-au uitat doar la votul de mâine. În momentul în care crești pensiile nesustenabil, din pix, fără nicio analiză, fără nicio evaluat trendul demografic, fără a vedea dacă cât poți să duci și așa mai departe. Ești orice, dar nu politician care e pasă de țara ta. Mulțumesc foarte mult, a fost în direct la deșteptarea sociologul Gelu Duminică. Să știți că noi suntem pentru imigrație, pentru că mai mulți imigranți înseamnă mai multe restaurante de mai multe feluri și mai multe feluri de mâncare din toată lumea pe care le putem încerca. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.